lucruri care vor fi tot în sensul celor estimate din acest capitol și din cartea Nehemia în general. Mă gândeam la poziția lui Nehemia, slujba lui era paharnic, ca om al pământului acestuia. Paharnic, dar ar putea spune că era un angajat guvernamental și acel guvern. Bugetar. Și mă gândeam că era o paralelă cu Ezra. Ezra era cărturar. Nu știu, din câte am înțeles, că cărturarii au apărut ca o providență lui Dumnezeu în exil. Oamenii care să vadă mai cu atenție ce spune cartea. O bună prietenie între aceștia doi. O prietenie în Dumnezeu. E atât de frumos să fii cărturar și să treci după carte. Dar parcă să zic, e atât de frumos, tot atât de frumos să fii bugetar, să fii angajat la guvern, paharnic, foarte intim, cumpăratul și să treci după carte. Sigur, nu știu să spun, dar vedem ce înseamnă să fii doar paharnic și apas mai pe carte. Pe carte ați înțeles, cu majuscule. Știi, așa, vedem în jurul nostru oameni care au poziții, au funcții, dar n-au apar pe carte. Dar ce cumplit este să ai cartea în mână și să trăiești după mintea ta. Să citești cartea și totuși să nu fii supus cărții. Ceea ce face Nehemia aici, mi-am notat așa, privind pe capitolul acesta, frații au spus curățirea Ierusalimului și nu am adăugat, doar am observat și aș spune curățirea Ierusalimului după carte sau ca la carte. Și aș sublinia câteva expresii în privința aceasta. În versetul 1, ele s-au pomenit de mai multe ori, în vremea aceea s-a citit în cartea lui Moise. S-a citit în carte. Versetul 3 spune, când au auzit legea, deci când citești, să și auzi. Și după aceea mi se pare că sunt foarte importante expresii care arată inima supusă cărții cuvântului lui Dumnezeu al Nehemia. Inima lui Nehemia supusă cuvântului lui Dumnezeu. Această inimă supusă se observă prin câteva expresii și două sunt mai elocvente. Versetul 7, să mă întorc la Ierusalim și am văzut. Și versetul 10, am auzit. Deci, citim în carte, auzim și după aceea observăm. Observăm ce se întâmplă lângă noi. Și aici este vorba de a vedea și a observa ce se întâmplă în casa Domnului, ce se întâmplă în Ierusalim. Este dureros când vederea noastră și observațiile noastre este după înțelegeri proprii, după înțelegerile altora, dar este mai binecuvântare și de aici rezultă în
la mine, iată ceea ce aude și observă el, le trece prin ochii sau prin filtrul cărții. Termenul de comparație a ceea ce vedem și auzim trebuie să fie cu cartea, cu cuvântul lui Dumnezeu. Și mă mai gândeam la o transpunere în experiența altui slujitor al Dumnezeu din Noul Testament, de pildă Apostolul Pavel, era departe de o adunare pe care Dumnezeu născuse prin Evanghelie, prin slujba lui. Erau credincioși pe care îi iubea cu atât mai mult, cu cât ei începeau să îl iubească mai puțin. Și fiind departe de adunarea aceasta, face și el o mărturisire. Zice, l-am auzit. Către voi. Am auzit. Și ceea ce aude Apostolul Pavel pune în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Că am auzit că între voi sunt cerul. Unii ziceți sunt al Chifa, al Apollo, altul sau alții al lui Pavel. Ce bine ar fi ca să ne lăsăm corectați. Da. Și ce bine ar fi ca ceea ce auzim să fie supus cuvântului lui Dumnezeu și apoi să acționăm ca atare încercând să ne ajutăm unii pe alții. Desigur că sunt oameni care nu se lasă ajutați. Tobia n-avea o natură care să-i permită să fie ajutat, pentru că natura lui, așa cum se remarcă din carte la început, Amonitul și Moabitul nu putea fi în casa lui Dumnezeu. Sigur că asta nu cred că se referă la carne și sânge transpusă în Noul Testament. Și aici se referă că în firea pământească, natura pământească nu trebuie să fie în casa lui Dumnezeu. Adică modul de a trăi al nostru ca și credincioși trebuie mereu ca această prezență să o putem exclude ca să nu fim o problemă în casa lui Dumnezeu. Și răstignindu-ne firea noastră pământească care se pricepe și în cele religioase de minune, deci se pricepe sau se bagă și în cele religioase, răstignindu-ne firea noastră pământească, zice aici Nemia la un moment dat despre unul de-a lui Eliashib, un fiu al lui Eliashib, marele preot, Ioiada, zice, l-am izgonit de la mine și îmi vine în minte ce se spune despre cel născut firesc, în chip firesc. Și noi suntem cu toți născuți în chip firesc și nu mă îndoiesc că prin toți suntem născuți din făgăduință, din Duhul, adică născuți de sus, mama noastră, Ierusalimul Ceresc. Însă, înainte să ne gândim, și se vorbea despre autoritate, înainte să ne gândim la autoritatea de a disciplina pe cineva care se manifestă în firea pământească în casa Domnului, ce bine ar fi să facem și noi ce se spune în Galateni. Izgonește pe voapă și pe fiul ei. Acolo se poruncește, este porunca aceasta legată de natura aceasta care n-are ce să caute în casa Domnului să facă ea lucrurile după gândurile fiind pământești. De aceea, mereu trebuie să învățăm să ne supunem cuvântului lui Dumnezeu, să avem această atitudine neîmpăcată cu firea noastră pământească și atunci când vedem că trebuie să recunoaștem, că trebuie să recunoaștem și dacă sunt și probleme între noi,
mafiolanitate, să fugim de această realitate, adică până la Tobia, până la lumea Iosu la care ne mai gândim noi, avem foarte strâns legat de noi un intrus care, vorba la cineva, ar trebui să intre, intrusul acesta ar trebui să fie mort în casa Domnului. Și în casa Domnului să fim vii prin cuvintele Domnului care sunt mereu duh și viață și prin har să trăiești în felul acesta. Amin.